Force Amin Plus 80, biostimulator cu 80% aminoacizi liber pentru culturi de excepție. Force Amin, creștem alături de cei mai buni, prin Patreon Fertilizer. Am revenit în direct la Agricultura la Raport, așadar continuăm să discutăm pe seama acestui subiect. Eu, nefiind politician, o să-mi țin promisiunile, adică o să vă citesc mesajele aici, nu trebuie să se simtă vizați invitații mei din platou, pentru că se spune că cei de față fac excepție. Și haideți să vedem ce au scris cei de acasă pe acest subiect. Domnul Platon Florin zice așa: singura modificare la lege e de vânzarea animalului, care îndeplinește condițiile de biosecuritate prin faptul că e proprietatea omului și nu puteți să aplicați împotriva proprietății. Munteanu Ștefan: și cine a făcut obiect de contrabandă grupurile de interese care vrem să fie piață de desfacere? Mă rog... Da, să știți că acest mesaj, mă scuzați că intervin. Da, vă rog. Astfel de mesaje vor fi tot mai dese, pentru că există un curent anti-european, anti-NATO, anti-Occident, și astfel de mesaje vor fi tot mai dese, pentru că și această lege a fost înțeleasă greșit. Și nu, aici nu țin apărarea, pentru că nu sunt nici inițiator. La Camera Deputaților ne-am împotrivit în forma în care a ieșit, pentru că avem argumentele noastre, dar, din păcate, oamenii dacă nu, adevărul, din păcate, în epoca post-adevărului nu mai contează. Și percepția este cea care ne ghidează și emoția. Dar oamenii trebuie să liniștiți că nu interzice nimeni să crească porc în bătătură, cum îi spunem noi, pentru că este o tradiție, așa cum spunea și colegul de la UDMR. Dar oamenii trebuie să stea liniștiți și obligativitatea statului este să-i liniștească pe oameni, nu să-i zăpăcească. Și așa au problemele lor, prețurile sunt... Deocamdată liniștea asta nu există. Haideți să mai citim mesaje și după aia alegi. E destul de tulbure liniștea. Exact, nu prea e liniște, e mai mult așa... liniștea dinaintea furtunii. Florin Platon revine și de fapt am înțeles că avem 4 milioane de coduri de exploatație și trebuie să dispară jumătate din ei. Bravo, fraților, sunteți tari. Mihai Strate, domnule Ghinea, sunteți singura sursă de informare a fermierilor. Nu sunt singura sursă, mai sunt și alți colegi. Este bătaie de joc ce se întâmplă cu agricultura românească, inclusiv cu creșterea și vânzarea porcinelor. Mai am mesaje, să știți că mai sunt oameni care au numărul meu de telefon și mai înscriu pe WhatsApp. Domnul Platon zice așa: întrebați, vă rog, cum procedează fermele ocolului silvic pentru îndeplinirea condițiilor de biosecuritate, că nu vorbește nimeni de ele. Bună întrebare. Foarte bună. Asta e chiar foarte bună întrebarea cu ocolul silvic. Și mai e cineva, nu știu de unde are numărul meu, exact, Horatiu Bodea. Zice așa: bună seara, legea 122 din 15 mai 2023 privind exploatațiile de creștere a porcinilor și combaterea PPA-ului dă dreptul la compensații financiare de 15 euro per animalul afectat de decizia de restricție pentru exploatații conforme. Această lege nu are norme de aplicabilitate pe partea de despăgubire. Sectorul de creștere al porcului face parte dintr-o ramură deficitară a economiei României, datorită faptului că România importă peste 80% din consumul intern. Ar trebui subvenționat acest sector, care nu beneficiază de niciun fel de subvenție. Astea sunt doar câteva din întrebări. Mai sunt și alte chestiuni pe care o să le lămurim, dar haideți să revenim la ce ne spun oamenii ăștia, că sunt chiar interesați de discuția noastră. George Neacșu: felicitări pentru emisiuni și pentru ajutorul pe care îl dați crescătorilor de porci. Mă rog, sunt fel și fel de discuții și de abordări, dar hai să ne întoarcem totuși la ce se întâmplă în clipa asta, că nu e o situație deloc simplă nici pentru mica gospodărie, da? Nici pentru ferma mare, ferma comercială. Că toți spunem că îi ajutăm. Bun, îi ajutăm, dar cum? Păi, să vă spun un exemplu, dacă îmi permiteți. Domnule, chiar vă permit, că ați bătut atâta drum, vreau să spun că omul ăsta de exemplu, a venit Spania. De la Harghita, astăzi a venit, a ajuns, special pentru abordarea asta și s-a ținut de mine și a insistat, nu că dacă n-ar fi insistat nu făceam dezbaterea asta,
să fie prezent. Și l-am invitat pentru că mi se pare normal când vezi oameni atât de implicați să îi și inviți aici la emisiune. Vă rog. Deci, de exemplu, să luăm un exemplu, Spania. Da. A fost și acolo peste porcină africană. Este? Nu mai este fost... și acum. Nu, este. Acum nu este. Acum nu este. Și, nu mai e. Bun, ok. Dar spaniolii și ei au porcul lor autohton, ibericul. Da. La ibericul, deci ei au scos porcul de sub supraveghere, deci n-aveau interdicție. Și în momentul de față, porcul ibericul poate să se ducă liniștit la pășunat, în pădure, la, pentru de ghindă și așa mai ghindă, departe. Da. Mm-hmm. Și chiar și acolo există mistreți care... exact, care se pot întâlni, da. Și atunci, deci dacă ei pot, noi de ce nu poate? De ce nu putem? Dom'le, asta cu Spania e o chestiune pe care noi de-a lungul timpului am tot dezbătut-o în diverse forme. Toată lumea îi dă de exemplu pe spaniol, dom'le, ce frumos și inteligenți sunt ei și cum au reușit ei să scape de pesta porcină africană. Spania a scăpat de pesta porcină africană după 35 de ani în care s-au chinuit cu ea, în care tot teritoriul arăta fix la fel ca teritoriul României, complet bombardat de pestă. Și în momentul în care au intrat în Uniunea Europeană, cu bani europeni, nu fac galerie, cu bani europeni au reușit să elibereze teritoriul țării de pestă. Dar au făcut o muncă de infanterist. Au luat-o din casă în casă, din curte în curte și au testat animalele, au investit foarte mulți bani și au reușit să scape. Dar, un lucru foarte important, au trecut 35 de ani, s-a schimbat o generație, s-a schimbat mentalitatea, țara lor a crescut economic, a trecut prin război, prin dictaturi, prin ce a trecut și apoi când au ajuns într-o situație favorabilă, au reușit să combată și pesta porcină africană. Bun. Eu cred că și la noi se va întâmpla fix același lucru. Păi asta am vrut să vă întreb. De ce poate spaniol și nu putem noi? Păi avem nevoie de o schimbare de generație. Ei nu sunt mai catolici ca papa. Deci, deci înseamnă că este un istoric în fața noastră care trebuie parcurs. Da. Exact. Ca să scăpăm de PPA. Da. Păi atunci e simplu. Dar până la spaniol avem alte exemple mult mai bune lângă noi. Avem vecinii din Ungaria, care nu au avut niciun focar de pestă porcină africană la porcul domestic până acum. Avem Bulgaria, care reușește miraculos să țină sub control pesta porcină africană. Nu reușește, țin sub control sau nu declară? Dacă eu cred că totuși, și mie e greu să cred, vă spun sincer. Da? Eu nu cred că bulgarii, cum îi văd eu, că nu sunt mai ca noi, așa, să n-aibă ei niciun focar. Eu cred că nu le declar. Să știți că există anumite specificități în Bulgaria, plus că au mult mai puține ferme decât noi. Așa. În zona rurală este complet depopulată. Fermele mari sunt izolate, sunt mult în afara satelor, n-au venit satele peste ferme. Există anumite diferențe între modul în care se cresc animalele aici și la noi. Cam același lucru e și în Ungaria. Deci creșterea animalelor în general în Ungaria, în gospodării țărănești sau rurale, e destul de, hai să zicem, nesemnificativ. Bun, domnule, dar atunci explicați-mi așa. Deci, să zicem așa, vecinii noștri, ungurii și bulgarii, au reușit să n-aibă pestă, da? Dar într-o fermă ca a dumneavoastră, super protejată, super tehnologizată, măsuri de biosecuritate la maxim, cum Dumnezeu dați avut pestă? Și nu o dată de mai multe ori. Nu, n-am avut, am avut în mai multe ferme, dar o singură dată de așa. O singură dată în fiecare. Da. Aproape în fiecare fermă pe care o avem, da. Și câte aveți ferme, ca să știi lumea? Cred că în momentul ăsta avem 10 ferme. Deci... Dar n-am avut chiar în toate. Deci am avut în marea majoritate. Bun, dar nu suntem singuri în situația asta. Marea majoritate fermie. Cum intră pesta în fermă? E foarte greu de găsit o explicație. Bineînțeles că de fiecare dată se discută despre factorul uman. Păi, activitatea de creștere a porcului este o activitate umană. Fără oameni nu putem crește porci. Creștem porci pentru oameni. Deci, dar factorul uman este așa o chestiune care nu poate fi explicată. Sau nu avem o explicație clară vis-a-vis de modul de transmitere a acestei boli. În momentul de față încă se cercetează. Dacă vă vine să credeți, până acum știam că există 24 de genotipuri de pestă porcină africană, ieri sau alaltăieri s-au confirmat că de fapt nu există decât 6. Deci în 100 de ani de când există boala asta și tot învățăm în fiecare zi lucruri noi. Dacă am ști cum a intrat pesta în fermă, cred că am luat premiul Nobel pentru... Păi nu, dar eu mă gândesc că totuși ați întreprins niște măsuri și cu toate astea, bulgarii și ungurii n-au niciun caz. Pentru că, cum, Dumnezeu? Pentru că presiunea epidemiologică... Că eu înțeleg că și dacă vine o pasăre, da, care a avut contact cu un animal bolnav și mănâncă din aceeași... Domnul Chinea, eu nu mă spun după degetul, păi, că n-am de ce. Deci presiunea epidemiologică în
Bulgaria, în Ungaria, este mult mai mică decât, decât la noi. La noi fiind foarte multe ferme într-un areal foarte scurt, cu nivel de biosecuritate diferit, le pune să pun toate în pericol. Pentru că nu poți să ai măsuri de biosecuritate diferite. Vă dau un exemplu la COVID. Dumneavoastră purtați mască, domnul senator nu poartă mască, domnul deputat poartă o bandană la cap. Face fiecare ce vrea. Păi nu poți să te ferești de boală virus, făcând fiecare cum vrea. Trebuie să stabilim un set de reguli care să aplice la toată lumea. Pe o perioadă de timp strângem din dinți, vedem ce face ca să putem să trecem peste ele. Altfel, murim cu toții. Acum eu mă gândesc că fiecare crescător la rândul lui vrea să treacă peste problema asta, că nimeni n-are interes să iei și mesajele care ajung din mediul, nu știu, din presă către micul crescător sunt confuze. Și de la guvernanți mesajele sunt confuze. Odată dau o lege. Legea este foarte bună, chiar și prescurtată, așa cum a ieșit ea. Este foarte bună. Normele sunt perfectibile, dar trebuie să ne asumăm cu toții un set de reguli și să respectăm regulile alea. Cu toții, și crescătorii mari și crescătorii mici. Altfel dispărem. Și trebuie să avem mare, mare atenție la transportatori, la Bișnița. Bineînțeles, sau la Samsari, bineînțeles. Unul dintre vectorii principali, după părerea mea, este acest fenomen. Trebuie de a necrotalia porcii, de a transporta porcii dintr-o zonă în alta. Normal. Aici trebuie foarte, foarte multă rigurozitate din partea organelor de control. Trebuie știut că samsarii, majoritatea samsarilor vând purcei și porci de fermă, care au cozii tăiați. Este? Deci asta înseamnă că vreo fermă care face creștere în sistem intensiv are găuri. Sau vinde. Adică nu micul crescător vinde samsarului. Că samsarul nu cumpără de la micul crescător, că la micul crescător sunt toți în crotalia, sunt înregistrați. Cumpără de la ferme de creștere intensivă. Cum sunt și domnii. Nu, am înțeles. O fermă mare. De la fermă mare. Deci unde se face creștere în sistem intensiv. Pentru că acolo se taie cozile la purcei. Bun, stați așa, 10 secunde de publicitate și după aia stăm de vorbă și cu un fermier, domnul Cantor din Mureș. Nu l-a adunat. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Și acolo eu. Bun, haideți că avem și un telefon, domnul Cantor din Mureș. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Mă bucur că v-am prins. Mă numesc Cantor Caroi. Da. Și am avut o fermă de mangalița. Bun. Și anul trecut, în 2022, prin 23 decembrie, a venit DSV-ul și a confiscat 70 de bucăți de porci. Pe ce motiv? Cu pesta porcină. Sesizat de cine? Sau cum? Păi dacă chiar cum a intrat în zonă. Nu, că dacă moare vreun porc, e crotaliat, atunci trebuie să anunți veterinarul, vine, îți ia probe și așa mai departe. Da, ziceți, domnul Cantor. Da, și eu cântărit acolo cât de cât porcii și era vorba că primesc ceva despăgubire. După aia a venit o scrisoare că nu mai sunt eligibil pentru despăgubire și după mine nu este frumos și nu este corect. Păi frumos ca frumos, dar nu e corect, adică... Nu e corect, că 70 de porci, aia, în jur de 4.000 de kilograme de carne a fost dus, să nu zic că a fost medicul veterinar la mine, s-a zis că doi porci pot să sacrific. Și pe aia doi pe care am sacrificat-o, a venit și a scos din sare. A scos din saramură. Păi stați puțin, deci pe ceilalți a trebuit să-i predați și doi v-au lăsat să-i opriți că ce sau nu înțeleg. Nu, doi am tăiat mai devreme. A, mai înainte. Cu acordul medicului veterinar, au zis că sunt sănătoase. Am tăiat două bucăți. No, și pe aia o venit și o confiscat.
Bun, dar acum îi întreb pe invitați, că știu mai bine, nu trebuia să fie despăgubit? Nu există bază legală pentru a fi despăgubit? În mod normal, în mod normal, deci după cum știu eu, deci, acum, deci nu este totul sigur, deci se face o investigație epidemiologică. Anchetă. În fine, dacă ai greșit și tu ești de vină că ai, din cauza ta s-a introdus virusul în fermă, atunci nu ți se acordă despăgubire. Ați fost în situația asta, în speța asta? Aveți un document, un proces verbal, nu v-au înmânat cei de la DSV? Clar, dar toate documentele s-au făcut după, nu atunci chiar în momentul când au venit la mine. Toate au făcut așa, după, haideți semnați că așa o să fie bine și la urmă, uitați, am ajuns acolo. Păi și un răspuns oficial nu v-au dat, tot scris? Da, da. Și ce scrie în răspunsul ăla? Oficial că nu sunteți eligibil pentru despăgubire. Motivul, care e motivul pentru care au spus că nu sunteți eligibil? Nu știu exact, acolo scria o lege, dar nu era legea aia care... nu știu, este o, nu vreau să zic prostii, dar nu era legea aia care nu dădea despăgubire. Trebuie citit cu atenție procesul verbal. Aici sau un exemplu clar de cum, de cum instituțiile statului nu comunică cu cetățenii și lasă, de exemplu, telespectatorul dumneavoastră a povestit experiența lui și alți 100 spun, ia uite domnule, a luat animalele și nu i-a dat niciun bani. Noi neștiind care e motivul real. Părerea mea și cred că e a tuturor, cu porcii au fost de lucru, a fost muncă depusă și... Cum poți să vii să duci așa 70 de porci? Deci aici e o lipsă de comunicare. Mai aveți procesul verbal de evaluare a pagubei? Am. No. Sau de ce a făcut ei evaluare dacă la urmă tot au știut că nu o să plătească? No. Nici asta nu-i corect. Că când au venit la mine, au zis că... Procesul verbal pe WhatsApp sau să-l trimite chiar de curăța. Kilograme, așa mare am făcut socoteală că... fiecare porc cât are și la urmă trimite o scrisoare că nu sunt eligibili. Asta nu-i corect. Mi se pare totuși, adică... Că procedura de evaluare a pagubei în focare este următoarea. Deci merg colegii de la DSV și ANZ. Se face o comisie. Se evaluează porcinele respective din zona... Domnul Cantor, iertați-mă un pic. Azi mai, au mai fost și alți crescători în situația dumneavoastră acolo, în zonă? Da, da, mai erau. Erau și la Comuna Ernei, și la Sângerul de... Da, când au venit la dumneavoastră și v-au luat porcii și v-au spus că vă despăgubesc, au mai fost și alți crescători cu pestă? Sau ați fost singurul caz de acolo din zonă? Nu înțeleg. Nu, mai erau. Și pe ceilalți au despăgubit? Pe niciunul. Ah, deci e clar că... Niciunul. Trebuie văzut care e motivul. Da. Și se evaluează la kilogram porcul și se ia prețul pieței și bun, se... Bun, dar nu le-a dat nimic. Ce păi să mai... La atâția oameni să nu dai nimic totuși. Înțeleg că sunt câteva cazuri acolo, adică sunteți mai mulți crescători. Nu știu... Și nu i-ați întrebat pe ăștia care au venit de la DSV, domne, de ce nu ne dați nouă nimic? Și ce v-au spus? Că ce? Am urmărit, erau cazuri pe la Arad, la Oradea, Da, prin țară, da. Unde s-a dat. Și au zis că fiecare județ așa cum consideră ei. Nu e așa cum, pricii, la aprecierea fiecăruia, dacă dă sau nu. Așa este și norma asta, 132. Într-un județ, poți să fii conform, în celălalt județ nu poți să fii conform. E simplu. E ciudat rău de tot dacă lucrurile se întâmplă în felul ăsta. Da, nu știu, lăsați totuși un număr de telefon colegilor din regie și poate îi... Nu știu, țineți legătura cu domnii deputați. Hai să vedem procesul verbal. Exact, documentele să vedem care ce v-au dat la mână. Exact, că Feciu, așa... Că cunosc bine, chiar am avut porci de la dânsul și... No. Păi îmi trimiteți mie și eu transmit mai departe. Prin WhatsApp, dacă se poate. Sau aveți numărul lui domnul Fecio, da? Da. Bun, dați-i dânsului pe WhatsApp și vor ajunge documentele. Faceți-le o fotografie
către domnii deputați. Mi se pare măcar să înțelegem ce se întâmplă. Adică e totuși atâția crescător să fie în situația asta, să nu primească nimic. Da, nu, dar nu mi se... V-au imputat dumneavoastră? Au zis, domne, din cauza dumitale a intrat pesta aici sau... Nu știu. No, și cum a zis și dumneavoastră, că pentru un porc mistreț se dă 200 de euro. Tot, acum, încet, lumea vrea să recunoască că porcii mistreți au fost de vină cu pesta. Bine, acum noi... mai avem puțin și l-acuzăm pe harap alb că nu știu ce a făcut. Noi care tot am fost cât de cât corect și am lucrat, nu-i bine. Problema este că... Și mai creșteți acum porci? Nu mai cresc. De un an de zile nu mai am nimica. E primul an după 40 de ani când trebuie să cumpăr un porc. Da. Pare rău să aud lucrul ăsta. Dacă are cod de exploatație ca să poate să cumpere. Eu cred că aici vor să ajungă ca să oamenii nu mai albe. Da. Bine, trimiteți, vă rog frumos, fotografiile cu documentele domnului Fecio, da? Da, bine. Bine, mulțumesc frumos pentru telefon. Sănătate vă doresc, numai bine. Nu știu, câte minute mai avem, colegi? Cam ar trebui să luăm publicitate, 2-3. 3 minute. Virusul pestei porcine, deci poți să fii introdus și cu furaj, și cu așternut, cu paia, și cu cizmele. Păi cizmele e mai greu, că ai dezinfector, rutier, dezinfector de picioare. Dar se pare că se poate introduce foarte ușor. Fiecare de porumb nu poți să-l dezinfectezi, deci normal. Nu știi. Și de aia este trecut și aici în norme ca... furajele să fie folosite după 30 de zile și așternutul după 90 de zile de depozitare. Ia uitați ce scrie un telespectator. Să știți că la emisiunea asta eu citesc toate mesajele, indiferent că ele fac trimitere către cineva sau către terțe persoane. Important e când faceți niște acuzații, așa cum face și domnul Beldiman, să aveți dovezi. Da, domnul Ionuț Beldiman? Eu citesc mesajul, dar veniți cu dovezi, că altfel vorbim vorbe, cum spunea cineva. Treaba stă în felul următor. Micul fermier trebuie să dispară, deoarece îl încurcă pe marele crescător, respectiv mari importatori de carne. De exemplu, în preajma sărbătorilor se consumă sute de tone de carne din import. Cele 4 milioane de exploatații sunt un număr foarte important în concurența băieților deștepți care fac bani din pix, respectiv importatorii. Cât despre pesta porcină, vectorul principal este mistrețul care umblă nestingherit prin toată țara. Să nu uităm de cazurile de PPA din ferme, fiind urmăriți de DNA pentru fraudă, invocând PPA pentru a lua despăgubiri de la buget. Exemplu, premium porc. Acum, dacă aveți și dovezi, așteptăm dovezile. Dacă nu, luăm publicitate. După o să discutăm și cu doamna Maria Dan, dorește să intervină. O știți pe doamna Dan, cu siguranță. Așa, luăm pauză și ne întoarcem.